A treia zi din cadrul proiectului Tradition Honor European Sky de rulat de școala 7 a debutat cu vizita dascălilor din cele 6 țări participante la primăria Giurgiu. Delegația a fost primită de primarul municipiului, viceprimarul Alexandru Vladu și city managerul Emil Vucă. A fost o atmosferă destinsă în care s-au împărtășit impresii, dar mai ales cadouri cele mai multe din partea dascălilor străini, care au oferit edilului câte o mică atenție reprezentativă pentru țările din care provin. Delegația s-a mutat apoi la prefectură. Este pentru noi pentru noi toți un bun prilej de a promova valorile culturale și spirituale ale popoarelor noastre. Pentru a promova tradițiile popoarelor noastre și pentru a educa copiii în spiritul respectului față de poporul din căruia îi aparțin și față de țara în care s-au născut. Noi toți ne-am dat mâna să desfășurăm acest proiect și să facem o educație, să promovăm tradițiile în context european prin muzică și mâncare tradițională. Deși agenda prefectului este extrem de încărcată, Nina Carmen Crișu a declarat că și-a făcut timp cu mare plăcere pentru a participa la această întâlnire, mai ales că provine din rândul dascălilor și iubește foarte mult copiii. Este frumos ce ați gândit să faceți, căci eu consider că noi suntem reflectarea trecutului, înaintașilor noștri, și atunci tradițiile, obiceiurile și mâncarea ne reprezintă pe noi și cei de după noi. Atmosfera a fost cât se poate de destinsă, iată dovada. Aseară ți-am luat basma, șa-la-la-la-la-la, și acum te văd fără ea, la-la-la-la-la-la-la-la. Cine ți-o mai lua basma, la-la-la-la-la-la-la-la, să se destrame ca ea. Și pentru că giurgiuvenii sunt ospitalieri prin tradiție, oaspeții străini au primit din partea prefecturii un cadou simbolic pentru a le aminti de orașul Giurgiu. Joi, proiectul european derulat de școala 7 va continua cu atelierul de gătit, unde reprezentanții celor 6 țări implicate vor găti câte un meniu specific țărilor pe care le reprezintă. La finalul proiectului, toate aceste rețete vor face obiectul unei cărți de bucate europene.